Sindicatul transportatorilor, pe de altă parte, spune că angajaților li se aplică politica pumnului în gură. Beneficiem de grupă de muncă și ne-a luat-o din 2007, nu mai beneficiem de ea. Vrem să se adopte o lege a avertizorului de integritate care să protejeze salariații care sesizează fapte grave comise de conducere numite politic. Avertizorii care au îndrăznit să facă acest lucru să sesizeze au fost concediați. Avem liderul nostru de sindicat, Valeriu Ciobănescu, este concediat a doua oară, stă de 3 ani de zile fără servici, pentru că niște șmecheri din politică au preferat să-l dea afară. La protest au fost și sindicatele din poliție care cer reducerea vârstei de pensionare pe motiv că de la